Salutare! Azi e Bobotează. E practic ultima sărbătoare din ciclul de Crăciun, cel pe care îl iubim atât de mult și la care ne raportăm și pe care îl așteptăm un an cu sufletele. Deci eu de când am venit aici în București am aflat tot felul de ciudățenii. Legate de Crăciun? Nu, se poate face ciorbă din corcodușe, verzi și alte lucruri. Pe ce la voi acolo, de unde ai venit? La mine, țara Făgărașului, nu se făcea. N-aveți corcoduși? Avem, dar de pugă în arachiu, nu le stricăm pe ciorbă. Și la noi sărbătorile se socotesc până Sfântul Ion. Păi da, numai că sărbătorile de Crăciun... Zic că ești cu teologia mai bine. Sărbătorile de Crăciun se încheie cu Bobotează. Sigur că prelungim, fiindcă așa suntem noi românii, găsim orice pretext să prelungim. Păi plus că Ion, Sfântul nu numai Ion, că e nume de slugă, sunt și vreo 800.000 de români Ion sau mai mulți. Nu știu. Probabil și fiul meu Ioan. Să-ți trăiască. Și nepotul meu Ioan și... Să-mi trăiască toți românii care vor marca chiar mâine ziua patronului. Dar, pe de altă parte, Bobotează e cea care încheie sărbătoarea de Crăciun. Mai în toate bisericile tradiționale, nu doar la noi. Și atunci, noi am ales numai încă un motiv de chef? Am mai ales încă un motiv de chef, fiindcă doar nu e puțin lucru să găsești încă un pretext. Da, da. De obicei, la Sfântul Ion nu mai prea oamenii spor de chefuială, că eu obosit. Bine, după două săptămâni, gândește-te, după două săptămâni în care ai avut tot felul de pretexte, de sărbătoare și așa mai departe. Dar există partea frumoasă a acestei sărbători și anume... participarea la slujba de sfințire a marii ape, a gheazma mare, a gheazma mică. Mă țineți minte că erau nu foarte mult în urma noastră ani în care stăteam ori la coadă ca să-ți poți umple. Mai nou te duci și ții direct sticluța. La mine în sat era momentul în care dacă era gerul Bobotezei trebuia să faci o cruce în vale cu drujba. Da. Acum, la 9 grade, te duci la vale direct cu galoșii, să nu intri în Norvegia. Asta e o lipsă, într-adevăr, fiindcă gerul Bobotezei avea și el farmecul lui. Ne lipsește. Mai amintești că la Marea Neagră avem acolo un arhiepiscop care aruncă crucea, există o cursă celor mai curajoși și care se duc și recuperează cursa. Era o altfel de cursă atunci când apele erau înghețate. Acum e un fel de baie de primăvară. Exact. Dar ce să faci? Că nu te poți pune cu mama natură, pe care am împins-o și noi, să fie mai caldă. Dacă ne place în mașini, dacă ne place în confort, dacă ne place să stăm la orașe, să nu mai stăm la pădure, da, am tăiat pădure, am ars gaz mult. Dar mai e o chestie asupra căreia mi-au căzut ochii. Anul trecut, Patriarhia a ambalat vreo 23.000 de sticle, peturi, de 0,5 cu apă sfințită. Și acum? Anul ăsta sunt mai puține, 20.000. Din două una. A flux mai mic, bugetul redus? Sau amândouă. Dar foarte probabil că e a fluxul mai mic în primul rând. Fiindcă la buget... Adică cum? Tu vrei să-mi spui că adică românii încep să nu mai meargă așa de des încolo? Sau? Așteaptă Marea Catedrală să fie mai mulți? Sau? Mulți dintre noi, dintre cei care aveam această pornire de a fi prezenți acolo... S-au dus la biserici mai mici. Sau s-au dus la o altă biserică. Undeva într-o altă lume. Și atunci se poate explica și lucrul ăsta, fiindcă îmbătrânim, uităm lucrul ăsta. Și ceea ce pentru noi este o tradiție, s-ar putea ca este și cazul sigur, pentru copiii mei nu este o tradiție. Asta spun. S-ar putea să dispară în câțiva ani, să dispară și ceea ce numim slujba de sfințire a marii ape. Slujba nu va dispărea, dar o să se mai restrângă puțin populația. În sensul că nu va mai avea amploarea asta. Amploarea pe care o are încă în anul acesta. Și faptul că acordăm atenție mulți acestui moment și preferăm să mergem în ziua respectivă, să o petrecem la biserică sau pe lângă biserică. Dar nu spui nimica de busuioc. O bucățică de busuioc pusă sub pernă la cei necăsătoriți care să-și poată vedea eventual sau cele necăsătoriți. Ursitul sau ursita. Dar mai e o chestie, anul ăsta Bobotează pică sâmbăta. Și sâmbăta pentru multe dintre fetele noastre frumoase și tinere. Seara de club. Nu, dragul meu. Este ziua preferată din săptămână. Poate fi și o seară de club, sigur că da. Inclusiv pentru fetele măritate. Deci. Sau de la țară de joc. Sau cum o fi să fie, oricum tuturor celor
care încă marchează această sărbătoare, le urăm vise plăcute și sănătate.